Zunivers Podcasts. Mie îmi place să creez ceva, îmi place să mă fac fericită. Avem dreptul să vrem să fim fericiți în timp ce muncim. Da, să te bucuri de ceea ce faci. Ești obligat să faci treaba asta. Mm-hmm. Nu poți să te duci să dai cu cartela la metrou și să fii nefericit. Okay. Adică de ce ai face lucrul ăsta când sunt atât de multe de făcut? Trebuie numai să-ți dai timp. Da, și... Și nu e târziu niciodată. Uite-te la mine, nu e târziu niciodată, păi, știi? Nunțile sunt niște evenimente despre emoții. În ziua evenimentului, tu, ca mireasă, tu, ca ginere, nu poți să stai, trebuie să intre muzica, sarmalele n-au venit. Nu este cineva care are un program în față și numără fiecare secundă. Hai să împărțim bugetul și hai să fim reali. Cât ne costă visul tău? Pe bune, și hai să vedem cât ne permitem din visul Haide, tău până da, la urmă. Și atunci, dacă nu ne permitem acolo, de cele mai multe ori nu ne permitem să ajungem acolo. E ok, dar găsim... Să înlocuim, absolut, deci găsim soluții. Vine un bărbat, domn la tine și îl ajut să o ceară de nevastă pe iubita lui? Da, de la racing cu motociclete, cu girofaruri, până la plajă, cu petale, cu lumânări. Me, Myself and My Work, cu Andra Pintican, un podcast Zunivers. Te îmbrățișez! Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Zunivers. Sunt Andra Pintican și azi o să vorbim despre un subiect la care sunt sigură că nu te aștepți, pentru că te-am obișnuit să vorbim tot timpul despre munca noastră, cea de toate zilele. Ei bine, astăzi o să vorbim de una din formele prin care luăm pauză de la muncă, și anume nunțile. Da, știu, vine sezonul și trebuie să te apuci să ceri avans la salariu și zile libere ca să poți să ajungi la toate nunțele din toate colțurile țării, dar cum ar fi dacă am povesti astăzi despre, nu despre mireasă și despre mire și nici despre nuntaș, ci de omul care e în spatele unui astfel de eveniment, și anume Gianina, care face de toate și cu florile și cu nunta. Ce faci, dragă? Cum ești? Mulțumim că ai venit la noi. Mulțumesc mult că m-ați invitat. Uite, am avut așa un feeling foarte când mi-ai spus, băi, vino să vorbim despre. Mă bucur că am venit să vorbim despre. Cred că și eu aveam nevoie de asta. Aveam nevoie să vorbești despre ce muncești, aveam nu? Aveam nevoie pentru că cumva trebuie să așezăm lucrurile. Trebuie să le... Pentru noi, femeile, noi avem nevoie de asta. Noi avem nevoie să ni le așezăm, avem nevoie să... Vorbim și cu altcineva în afară de prietenele noastre despre rochie, despre visul nostru. Noi ne naștem să ne mărităm. Wow! Wow! Deci noi ne naștem ca să ne facem o petrecere. Așa aia pare, este, la așa, suprafață. Foarte multe dintre noi, bine, unele neagă, unele nu, unele așa. Ideea este că nouă ne plac nunțile. Da? Nouă ne plac. Măi, și... eu am rămas un pic cu sechele în ceea ce privește nunțile de pe vremea când făceam HR. Pentru că tot veneau în birou de la HR colegi de-ai mei să ceară un avans din salariu, că au primit o amendă. Eu nu știam exact despre ce vorbesc, până la un moment dat când a intrat o colegă și mi-a cerut bani de amendă și zic, păi, dar tu nu conduci. Uh-huh. Cum ai primit amenda? Da. Și atunci zice, nu mai e o nuntă. Da. Și am rămas cumva cu ideea asta că, wow, ce păcat. Dintr-un lucru atât de frumos și de personal... Da, ajungem să vedem asta ca pe... Da. Și acum luându-o și pe partea aialaltă, deși nu ăsta e ritmul în care vreau să ținem discuția, dar cumva aș vrea să ne uităm la ideea asta din mai multe unghiuri. Uh-huh. Din spatele scenei, cumva. Din spatele scenei, dar uite, uitându-ne din afara scenei cu totul, văd oamenii care anul trecut chiar mărturiseau o prietenă că și-a făcut cred nevoi personale, că a avut 12 nunți într-o vară. Adică, cred că trebuie să mai învățăm să spunem și nu atunci când nu putem. Da. Cred că e un eveniment foarte personal și cred că noi trebuie să ne educăm și din punctul ăsta de vedere. Uite, mi se pare multe foarte fain. Puncte de vedere avem de alipit la ceea ce suntem noi și unul din ele este vrei să fii acolo? Vrei să fii pentru omul ăla acolo? E important pentru tine la fel cum este pentru el? De te-ai invitat? Du-te! Okay. Du-te și bucură-te! Nu te duce pentru să-i comentezi sarmalele, du-te ca să fii acolo, te să te bucuri de experiența aia, nu e o amendă, e o bucurie deci pe care o împărțiți. Și meseria asta de nuntaș ar trebui luată un pic mai în serios. Mă, da, cumva nu trebuie văzut așa. Transacțional. Nu. Nimic nu trebuie văzut așa, până la urmă, știi? It's not all about the money, știi? True. Cum zice Paul, banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Nu te duce la o nuntă unde n-ai ce să cauți acolo, unde n-ai feeling-ul că trebuie să fii. Fă altceva cu banii ăia, du-te un weekend undeva.
Okay. Nu trebuie să fie o afacere, nici pentru... Nuntaș, nici pentru tine care o faci și nici pentru celălalt, că vin la nunta ta, Andra, ca să vii și tu la nunta mea. Da, dar corect. Nu mai trăim acum 50 de ani cu obligații. Era problema asta înainte. Hai corect. Să ieșim din asta, hai să ne relaxăm, hai să avem altfel hai de ne relații. Da. Hai să ne bucurăm. Da. Bun, da. Astăzi, ca să nu ne înțelegem greșit, vorbim și despre nuntă, dar da. Ce mă interesează pe mine în mod ce? Deosebit, doar nu credeți că o să las eu să ocazia de a vorbi despre muncă din nou. Da. Pe mine mă interesează meseria în sine, dar până să ajungem la meseria asta de wedding planner, care e, nu-i neapărat nouă, dar să zicem că în România prinde tracțiune un pic mai greu decât poate în afară, până să ajungem acolo, vreau prima dată să înțelegem cum ai ajuns tu în meseria asta? Ce se întâmpla în viața ta înainte de meseria de florist și wedding planner? Cu ce te ocupai, dragă doamnă Gianina? Dragă doamnă Andra, am fost o corporatistă, like aia yourself, doamne, iartă-mă. Toate, am plecat dintr-o corporație și ne-am mutat în câteva corporații până când n-am mai putut să mai lucrăm în corporație, în sistemul ăla. Ne-am educat, am luat ce am avut nevoie, ne-am dezvoltat și după care am plecat mai departe și ne-am gândit să ne personificăm viața. Eu cumva asta sunt. Vreau să trăiesc cumva... mai liberă. Mi-am luat ce am avut nevoie din corporație. Mulțumim. Nu știu ce, am dat mai departe, dau și așa. Dar hai să trăim altfel. Și ce făceai în corporație? Eram traducător de limba olandeză. Wow, tu ești unul din oamenii aia pe care acum câțiva ani eu îi targetam, îi hătuiam. Și ieri am primit un e-mail, dacă sunt interesată de un post de nu știu ce. Nu mai răspund la mail-urile astea. Dar cum ai ajuns să vorbești olandeză? Am locuit în Olanda, am studiat în Olanda, m-am întors în România și atunci am deschis porțile primei multinaționale. Mie mi s-a părut wow, dintr-un sistem de... Mie îmi plac regulile, sunt crescut așa, mi-am crescut copiii așa, îmi place deci, structură, stres. Structură, disciplină, da, absolut, ne oferă corporația absolut, treaba asta. Ne oferă și cumva ne așează, ne așează. Mi-a plăcut sistemul de corporație, mi-a plăcut speech-ul motivațional din spate, m-a făcut mai bună, toate trainingurile de la time management, absolut tot ce am avut nevoie, când am avut nevoie a fost acolo. Da. Dar cumva aveam nevoia asta să fac ceva mai personal. Și am fost implicat în multinaționalele unde am lucrat în diverse proiecte, în diverse comitete de well-being, de okay, mi-a păsat tot timpul. Partea aia de voluntar acolo. Da, activ, mi-a plăcut activistă. Să facem târguri pentru a ajuta diverse persoane, na, cum a fost colectivul și atunci a fost nevoie cumva să ne strângem toți, de indiferent de unde ai fost. Să faci ceva pentru asta. Și mi s-a părut că îmi pasă mai mult de asta decât de sistemele astea automatizate, decât de viața asta atât deci de impersonală. A plecare spre oameni decât spre sisteme. Absolut, absolut. Și atunci mai târziu a venit în viața mea un advertise ăsta pe Facebook, era un curs de design floral. Eu îl urmăream pe Daniel Nora. Okay. Era un Dumnezeu la care nu aveam cum să ajung și așa. Am mers la cursul lui și am rămas. După curs am rămas la el și el a reprezentat și reprezintă pentru mine un far. El este... Adevărul că face niște lucruri foarte frumoase. Deci el este un om care muncește extrem de mult. Okay. Cu o disciplină, el este acolo. El este acolo și n-ai cum să fii altfel. Are virusul ăsta al pasiunii de flori și îl dă și la alții, să înțeleg. Îl dă și munca și structura și hai că putem, hai că poți, ce nu știi, înveți. Ce frumos. Da. Da, mai stăm un pic pe perioada de corporație, că la noi în podcast și membrii comunității au foarte mult aplecare spre ideea asta de reinventare profesională, poate vor să facă reconversii. Și aș vrea cumva să vedem cum prima parte a experienței tale a contribuit la călătoria din a doua parte a experienței profesionale. Câți ani ai stat mai exact în corporație? 16 ani. Wow, deci există viață după 16 ani de corporație există și altfel. Viață. Că n-aș vrea, cred că un lucru foarte important, n-aș vrea să se înțeleagă acum că, vezi, doamne, avem o opinie că oamenii aia care stau în corporație, God forbid, nu despre asta e vorba. 90% din oamenii din jurul meu sunt corporatiști. Și sunt bine și le place, au structură, au tot ce le trebuie. God, soțul meu e corporatist, îi se potrivește. Nu vine acasă să încărcați sau așa și le structurează, omul e bine,
Na. Dar cred că mai sunt și... potrivește, da. trebuie și ești dator ție, uh-huh, să faci ceea ce ți se potrivește. Dacă tu ești corporatist și faci carieră din asta, am prietene care sunt... Super! Alea sunt extraordinare. Știu să-și delimiteze asta. Eu nu prea puteam să fac treaba asta. O luam prea personal. Ok. Și, na, sunt foarte multe cazuri de oameni care au plecat din corporație și au dezvoltat cu ce afacerile au învățat lor. Acolo, absolut. Dar trebuie să ai o bază de la care pornești. Tu nu poți să termini o școală și să zici sunt. Nu, da, să știi că am observat chestia asta. Unu, nu prea avem educația antreprenorială în România, din păcate, nu. Și atunci nu prea înțelegem cu ce se mănâncă antreprenoriatul. Eu personal am pățit asta, deși aveam 11 ani de experiență în multinaționale, corporații, da. Tot când am intrat în antreprenoriat, da, așa mi-am luat-o în freză. Și eu, da, când toți ne luăm, da, toți ne luăm. Ne-am trezit că avem 12 roluri într-unul, da, și că noi am crezut că suntem numai antreprenori, dar nu știam că o să fiu și marketing, și HR, da, și sales, și trainer, de toate. Da. Și cumva de aici aș fi vrut să facem acest disclaimer, nu încercăm să spunem că oamenii de acolo sunt mai bine sau oamenii de acolo sunt mai bine, ci din contră venim cu această... pentru mine chiar e o dorință profundă pentru toată lumea să muncească conform identității lor și să-și găsească fiecare locul acolo, da, unde e. Și e ok să greșești. E ok să ieși din corporație sau nu, corporația e parcă fi un cult. Da, nu e. Din dar companiile private, să zicem. Să ieși dintr-o companie, din orice mediu în care ieși, și să încerci ceva. Să nu-ți fie frică, e ok să greșești. Nu iese, te întorci. Adică... Da, uite, aici o să punctez că e un pic dificil să te întorci, pentru că eu spun că văd din mesajele pe care le primesc de la oameni, există foarte mult bias în momentul în care un recruiter vede CV-ul și vede că ai avut un an, 2, 3, 5 de antreprenoriat și vrei să te întorci înapoi. Uh-huh. Prima e chestia care ăsta vrea să n-aibă șef. Deci asta e prima prejudecată care se aruncă. În loc să te uiți din 5.000 de unghiuri, da, poate nu s-a potrivit, poate omului ăsta i s-a făcut dor să lucreze într-o echipă, poate și-a dat seama că vrea predictibilitate și siguranță și l-ajută să aibă un contract de muncă nedeterminat. Deci în loc să vezi toate lucrurile astea, sau crazy idea, cum ar fi să nu te gândești tu la nimic, ci doar să inviți omul în întâlnire și să-l cunoști, și să vezi de fapt care a fost experiența lui. Dar, da, mi se pare atât de natural să faci lucrul ăsta și atât de normal. Să-ți urmărești... Da, instinct, până la urmă, na, oamenii ăștia de HR ai noștri, ăștia ne fac și ne desfac viața, ăștia ne dau un drum și ni-l iau, ăștia ne blochează sau nu. Cumva au o putere, poate nu-și dau seama. Da, nu cred că mulți o conștientizează. Nu cred că-și dau seama. Și spun că și eu am fost la început de drum în HR și dacă training-ul era... Nu deschide CV-uri peste, dacă are peste 35-40, nu mai citi mai departe. Oh my God! Da, deci asta era training. Cu 43 și încă primesc oferte, adică... Doamne ajută, da, că ai niște skill-uri foarte valoroase și cred că asta e un lucru important. În România se face foarte multă discriminare de vârstă, nu multă, foarte multă. Păi și cum schimbăm asta? Cum schimbi tu? Lucrăm intensiv la treaba asta, inclusiv partea asta de podcast e un mod prin care să aducem awareness și să ajutăm oamenii să înțeleagă faptul că nu există date de expirare profesională. Chiar și la 60 și, adică chiar aseară vorbeam la o adunare cu o comunitate a noastră de HR și ne povestea un HR-ist că în echipa lor au angajat pe IT un domn de 67 de ani care e tata la tehnologia aia pe care o au ei și că omul are o disciplină și un mod de a comunica. 67! L-au angajat part-time, știi că poți să fii pensionar și să... Deci nu există, doar că sunt foarte multe prejudecăți care încă mai conduc piața muncii din România, încă, dar ne ocupăm intensiv să scăpăm de ele încet, încet. Dar mă rog, lucrăm și la asta, dar vreau să ne întoarcem un pic la tine și la parcursul tău. Deci am trecut prin multinaționale 16 ani, că am învățat olandeză și a fost o intrare în... Da, asta a fost intrarea mea, cumva, după care am fost și la o... Am lucrat și pe partea de administrație, ca director administrativ, la o firmă foarte mare care n-avea, la care făceam administrație, n-avea nicio treabă cu limba olandeză, după care m-am întors, pentru că piața noastră cu limbi exotice e destul de săracă. Da. Din păcate, și cumva calitatea educației care o primesc pe partea de limbă străină aici, cum e olandeza, nu e destul de bună cât să ofere, de exemplu, suport clienților nativi olandezi. Și atunci
a trebuit, când am lucrat în multinațională, și să am training-uri de genul ăsta de limbă cu colegii mei care erau mai puțin pregătiți și să lucrăm un pic la... Dacă țin minte, de pe vremea când făceam recrutare pe vorbitori de limbi străine, pe limbile astea nordice ieșeau din facultate cu maxim un B1. Adică pe o scară de 1 la 10, să zicem maxim un 6-7 ca și notă. Da. Dar e, cumva, cred că o faci și din instinct în momentul în care te așezi undeva și îți vine cineva nou și... faci ca o chestie proactivă. Băi, hai să lucrăm un pic la asta. Hai să, știi? Hai să facem împreună. Da, hai să facem împreună. E totul despre împreună. E pentru totul tine, despre, m-aș bucura să fie pentru cât mai echipă. Multă lume. Repet, am 43 de ani, la 20 de ani nu gândeam așa, la 20 de ani eram eu și atât. E o chestiune în care, na, cum e viața? Te maturizăm. Înveți, te maturizezi și cumva nici n-ai de ales. Trebuie să... Deja este plină lumea de răutate și de... rivalitate și de, dacă o mai facem și noi, care poate, o conștientizăm. Poate ar fi cazul să nu mai complicăm și noi lucrurile, da, nu? Da. Bun, și zi-mi, te rog, trei lucruri pe care le-ai luat din experiența din multinaționale și te-au ajutat extraordinar de mult când ai intrat pe cont propriu. Speech-ul motivațional din spate, știi? Să stai drept, să oferi servicii de calitate. Să fii proactiv, toată partea asta așa pe mine m-a centrat, mi-am dat seama că mi se potrivește, venind dintr-o familie în care tatăl meu cadru militar, așa mie mi s-a potrivit cumva asta, lucru în echipă, deci eu nu pot să funcționez singură, eu am în jurul meu un network de femei, pac, întotdeauna ne ajutăm, despre asta e vorba, despre a lucra în echipă, despre a da, despre a lua, despre... Ce mișto! Deci lucru în echipă asta și faptul că timpul, timpul costă bani. Timpul costă bani, da, mai târziu... La multinațională cam înveți asta, într-adevăr. Mai târziu îți dai seama că te-ai vândut prea ieftin. Ah, deci să aș traduce o zi-mi dacă, și, dacă am înțeles bine... Aș traduce-o în învăț să cer conform valorii mele. Absolut. Mm. Absolut. Îți dă o altă valoare. Îți dai seama... Bine, acolo îți dezvolți skill-uri, am înțeles. Dar, până la urmă, eu am avut structura pe care voi ați construit. V-ați făcut treaba cu mine. Eu am adus mult. Am luat de la voi mult. Și cumva este... La un moment dat simți că este echitabil, win-win. Și am... Să move on. Mi-am luat valoarea și încrederea în mine profesională. Bine. De acolo, clar, din multinațională. Nu poți să te duci pe piață acum să te apuci să vinzi flori sau să organizezi nunți când tu te împiedici, ție ți-e frică de tine. Ah, ok, deci n-ai cunoașterea cum. De sine. Dar n-ai cum, trebuie să știi că o să poți. Și de câți ani ai făcut switch-ul? Cred că switch total așa, cred că de 3 ani. Și cum adică switch total, să înțeleg switch că te-ai total, ocupat în paralel? Nu m-am mai ocupat, da, nu m-am mai ocupat de nimic. Acum dacă, mi-au mai venit proiecte de traduceri, eu știu, software-uri din limba olandeză în engleză și așa am zis, băi, nu mai vreau asta, nu mai sunt eu asta, cumva nu mai sunt eu asta, sunt, nu zic că m-am reinventat, că ar fi mult și ar fi și un clișeu, nu m-am reinventat, cred că sunt eu mai naturală, sunt eu mai fericită și mai așezată. Absolut, deci, absolut. Ce mi se pare mie valoros la ce spui și valoros pentru audiență, în mod deosebit pentru oamenii din comunitate, e ideea asta de trecere treptată. Absolut. Pentru că sunt foarte mulți oameni care își dau seama că, bă, parcă aș face altceva, parcă nu mai rezonez cu ce se întâmplă azi în viața mea profesională. Și văd oamenii foarte panicați de ideea de a o lua de la capăt de mâine, gata, dă-ți demisia și dai nu ce te fac? Pune nimeni, dragă, exact. Să faci treaba asta. Un plan de exit, da. Treptat, frumos, da. Testează. Documentează-te. Deci internetul este un dar de la Dumnezeu, îl găsesc. Cauți tot ce ai nevoie. Trebuie să știi ce să cauți, să o iei din aproape în aproape și să-ți dai timp. Și să-ți iei și mentori. Eu vreau neapărat să subliniez și pe asta. Să mergi lângă oameni care deja au parcurs drumul pe care tu vrei să-l parcurgi și poți să te lumineze, să nu te împiedici de niște gropi absolut. De care au dat. Absolut. Eu n-aș fi putut să fiu aici dacă nu ar fi fost Daniel Nora, clar. Wow, adică drăguț. Nu, Daniel, deci mulțumim, nu doar că faci super aranjamente, ci și că... Și că este un om care, de la care ai ce să înveți mai mult decât să legi două flori. E un întreg univers. Păi hai să intrăm un pic în universul ăsta florilor și ajungem neapărat și la ce mă interesează pe mine, meseria asta de wedding planner. Cum e să treci de la butoane
dacă, nu știu, call center, operațiuni, da, service, e totul, sistemul, butonul, da, tichetul. Da. Cum e să treci de la butoane la flori? Cumva e ușor. Așa. E ușor pentru că te regăsești în asta, știi? Nu e neapărat că îți place o floare. Mie îmi place ansamblu, mie îmi place să creez ceva, îmi place să mă fac fericită. În timp ce faci... fac treaba asta, să-mi dea o stare mișto, să... Wow, adică avem dreptul să vrem să fim fericiți în timp ce muncim, da, ați auzit? Da, trebuie neapărat, trebuie să dai drumul la maxim, la muzică. Așa. Și să-ți creezi atmosfera de care ai nevoie, să te bucuri de ceea ce faci. Ești obligat să faci treaba asta. Mm-hmm. Nu poți să te duci să dai cu cartela la metrou și să fii nefericit. Okay. Adică de ce ai face lucrul ăsta când sunt atât de multe de făcut? Trebuie numai să-ți dai timp. Da, și... Și nu e târziu niciodată, uite-te la mine, nu e târziu niciodată, păi, știi? Da, ziceai că ai... Cât 43. Ai... Deci la 40 de ani tu ai făcut reconversie profesională, că spui că atunci ai început așa mai full. Atunci am început să simt că trebuie să fac ceva altfel, cumva, trebuie să mă regăsesc în ceva. Dar nu m-am, adică n-a fost un chin din ăla, Gianina, nu dur noaptea, că nu... Nu. A fost o tranziție. A fost o tranziție. Da, uite, vezi, mi se pare foarte valoros, un exemplu foarte mișto, la vârsta la care alții deja simt că nu mai au ce căuta pe piața muncii. Că... Abia m-am apucat. Da, iată, la 40 de ani chiar poți să simți că ești in the prime of your professional life, știi? Știi cum, așa cum ai zis tu, ai nevoie de oameni. Okay. Noi suntem rezultatul oamenilor pe care ni-i alegem, oglinzilor din jurul nostru, știi? Și atunci alegeți oameni mai buni decât tine, mai puternici. Fii tu pentru oamenii din jurul tău asta. Și atunci n-ai cum să nu-ți iasă. Deci n-ai cum să nu-ți iasă. Bun, și când ai făcut trecerea la zona asta de aranjamente florale inițial, înțeleg, cu asta ai început. Da. Mi-era frică. Păi asta vreau să zic că mă bucur că ai avut așa o tranziție foarte frumoasă, dar știu sigur că sunt mulți oameni care... paralizează în frică. Ok, n-a fost cazul tău să paralizezi în frică, dar a fost absentă, n-ai avut-o deloc. Care erau fricile cele mai mari? Cred că, nu știu, vreau să fiu bună în ceea ce fac. Obișnuită din corporație, trebuie să fii mai bun, foarte bun, cel mai bun, cel mai... cumva da, la un moment dat mă simțeam că n-am ce să caut acolo, că... Eu știu, olandeză și butoane, ce caut la flori. Da, cumva sunt, dar... Trebuie să treci peste alea. Deci sunt naturale, vin, trec, lasă-le, sunt ok, dar nu sunt că... din noi, dar toată lumea le are. Deci toți Dumnezeii au ajuns acolo, trecând prin toate chestii astea. Chestii de genul ăsta. Da. Ei, mai mult, chiar sindromul impostorului e de fapt și de drept o binecuvântare să-l ai. Și o să explic imediat de ce. În momentul în care ai acest sindrom și te întrebi oare sunt destul de bun, oare am ce căuta aici, oare ce fac are rezultate și impact, e un semn că ești un om care are conștiință, e un semn că ești un om implicat și ai să afli că există un revers al acestui sindrom, se numește Dunning-Kruger. Este un sindrom în care cred că sunt cel mai bun, cel mai tare și sunt blocat în autosuficiență. Bine, eu nu știu că sunt blocat, eu doar cred că sunt o minunăție care pășește pe pământ. Și da, ați ghicit, oamenii care au Dunning-Kruger sunt de obicei acei oameni extrem de toxici în organizații. Deci iată că să ai sindromul impostorului e chiar un indicator că ești întreg la cap. E da, și face parte din proces și oricum trebuie să le accepți pe toate și nu trebuie decât să găsești o cale să depășești asta, să ți-o asumi. Și până la urmă o să vezi, adică în jurul tău vor fi oameni care te vor corecta. Ai nevoie să fii corectat. Ok, deci mai spre stânga, înveți. Mai spre dreapta, mai așa, mai... și cromatic trebuie să lucrezi, îți înveți, îți educi mâna, îți educi creierul și n-ai cum. Ok, deci orice meserie se proces, învață. E un proces de învățare al unei meserii. Și zi-mi un pic ce te-a ajutat să treci peste sindromul ăsta. Care au fost elementele care chiar au făcut diferența? Și te-ai dus și a doua zi. Ei, și te-ai dus și a patra. Păi astea vin pentru că atunci când florile le așezi pe masă și ți se explică tehnic ce și cum trebuie așezate și cum fiecare își găsește locul la început,
nu-și găsesc locul, după care încep și vezi că încep să te pricepi și atunci primești un feedback de genul... Deci aprecierea, da, validarea și ajută. Și ai nevoie de validarea asta. În momentul în care vine validarea, crești, ai depășit asta și începi să înveți liniștit și începi să te bucuri de proces. Dar cumva trebuie să ai și asta. Deci cât de important e într-un proces de ăsta de învățare, de dezvoltare... managerul sau trainerul, da, în cazul tău, da, e foarte important să te ajute să treci mai departe, validând ceea, da, ce faci bine. Să o facă blând, să o facă cum ai tu nevoie, dacă ești, da, genul care are nevoie de... Tough, băi, love. Așa, asta facem, dar nu e cazul. Cred că ne-am cam lecuit, nu ne prea mai place, da, la niciunii tough, da, love. Da, vrem, da, și noi validare de aia, da, frumoasă, da, de acum. Da, da, da. Bun. Și atunci când primești asta, încrederea ta este high și după aia devine lucrurile higher. Lucrurile merg și altfel. Merg altfel, încep să simți că te așezi, că ești bun, că poți să faci asta, poți să faci... să ajuți și pe alții să facă lucrul ăsta. Foarte deci mișto. Cumva, na, totul vine când cum trebuie fost, să vină. Cum a fost când ai făcut prima aranjamentele pentru primul eveniment? Nivelul de emoții? Nu pot să-ți spun, nu. Cu durere, nu, că leșin la stomac. Leșin la stomac și de câți vă identificați cu starea asta? Hai să vedem, da, câți deci dintre voi ați trecut să... prin stările, da, astea? Da. Când faci pentru prima dată un lucru și simți, da, că se așează, da, toate. Să știi că încă am emoții când, na, că sunt... Pinterest-ul este o sursă deci de inspirație chiar... extraordinară și atunci când primești un buchet... cu niște bujori extraordinar roz și așa, buchetul e din plastic, evident. Din și poză, așa, nu? Mai devreme. Da, îl știi, l-ai văzut, da, știi așa și îl vrea noiembrie. Ai emoții. Ai emoții, te liniștești, o suni pe mireasă și îi spui: nu stăm unde trebuie. Hai să-ți explic mutăm de ce. Nunta. Hai să-ți explic de ce. Ori mutăm nunta și o facem în mai când avem bujori frumoși, ori hai să vedem ce avem atunci în și noiembrie. De ce. De ce facem lucrul ăsta? Asta e cel mai important. De ce? Okay, ce deci... e în spate la... Iată la că asta. Sunt ceva provocări și la aranjat absolut flori. Clientul nostru, stăpânul nostru, dar trebuie totuși abordat într-o manieră în care să înțeleagă ceea trebuie ce educat. Propui. Educat, îmi place. Educat. Și nu e ca și cum am educat un copil, este ca și cum am l-am face să înțeleagă din spate lucrurile. Tot eu am proces. Avut problema asta când mi-am făcut cununia civilă. Am vrut un roz ciclam, Andra, la buchetul meu și nu găseam. Și o luam, dar din florărie în florărie. Nu știam, dragă mea. Păi la mine vin oameni care n-au idee despre flori, exact, și despre, da, organizarea unei nunți, clar. Corect. Și mi se pare normal să nu știe. Că nu-i omul dacă lor, vine, da, din alt fil, da, omul e mecanic. E și fiecare cu bucătăria lui, eu, da. Absolut, nu. Și atunci am căutat... Rămăsese atunci, în ultima săptămână, ultimile 7 zile. Așa. Păi n-am găsit, Andra, ciclamul ăla. Măi, nimeni nu s-a oprit din toate florăriile unde am fost, și am fost la vreo 7-8 de prin București, de la alea mari până la alea mici și așa, nu s-a oprit nimeni din ce făcea în magazinul ăla să-mi spună: femeie, nu poți să găsești ceva cu câteva zile înainte, exact nuanța asta, exact cum vrei tu și așa mai departe. Hai să-ți spun de ce. Pentru că florile vin de 2 ori pe săptămână, trebuie să faci o precomandă. Wow. Și adică câte detalii, da, pe care noi habar. Și de ce nu ne oprim? Fiecare să-și facă jobul foarte bine, informează omul. Asta zic, informează-l. Educația, pentru noi, cuvântul educație, este un cuvânt destul de dur, mi se pare. Eu, okay, știi? Da, sună ca și cum nu n-ai ști nimic. Da, și trebuie să-ți spun eu. Da, poate mai mult o informare, da, sau o explicare, da, efectivă a contextului. Să-mi fie explicat. Până la urmă am găsit niște trandafiri roșii așa și să știi că din toate experiențele care le-am avut de-a lungul vieții, în care eu m-am simțit mică, neimportantă, nimeni and so on, n-o să treacă nimeni prin așa ceva când e vorba din de mine. Tăi. Da, din a da eu informația. Și atunci, când primesc poza cu buchetul respectiv de bujor de plastic de pe Pinterest, eu o sun. Ah, eu hai sun să-ți explic ce se întâmplă pe Pinterest. Și o liniștesc, o asigur că o să găsim ceva, cumva, adică trebuie să găsești soluții, deci, la imaginea aia. Ce mi se pare mie extraordinar de interesant este că tu teoretic, munca ta la suprafață e consiliere, 90%, da, exact, este consiliere. Pare, Andra, că e despre a face aranjamente și despre a organiza nunta și despre a face un project management, să zicem,
Dar, de fapt, tu ești foarte mult pe consiliere și pe a ajuta clientul tău să își clarifice ceea ce își dorește și ce opțiune are și abia apoi mai rămâne un 10% implementarea efectivă. Și asta o am din corporație, nu trebuie să fim de genul meet expectations, exceed expectations. Deci trebuie să livrăm next level. Next. Eu mă asigur că asta este și asta și vreau. Deci asta vreau eu în viața mea de zi cu zi. Asta vreau eu când apelez la tine pentru un serviciu. Ok. E să livrez next level. În special că nunțile sunt niște evenimente despre emoții. Da, wow, deci nu prea m-am mai uitat așa la evenimentele astea. Hai, mai uite-te că-s frumoase, le-am văzut, Andra, foarte tranzacționale în ultimii ani prin prisma a ceea ce am auzit mereu în jurul meu, că oamenii erau stresați că trebuie să meargă la nuntă, apoi nu numai stresul de dar, copii, drumul, cu ce mă îmbrac, chiar trebuie să cumpăr rochi, adică vedeau prea multe chestii. Și cred că undeva pe drum am pierdut bucuria asta pentru evenimente de genul ăsta și au devenit mult prea tranzacționale, din păcate. Dar sper că lumea încet încet se educă în sensul ăsta și sper dragostea de astfel de evenimente. Sper că, uite, cumva pe piață acum au apărut mult mai mulți oameni care se ocupă de organizarea de evenimente. Oameni, de-aia am și vrut să vorbim despre meseria asta. Oameni foarte mișto, de la care înveți, ți-e drag să fii în jurul lor, adică și oamenii ăștia fac ceea ce fac și eu, consiliere. Și atunci, cred că asta e prima grijă. Okay. Când te hotărăști, ne căsătorim, te hotărăști, se hotărăsc ei, în general se hotărăște ea, el e acolo și atunci e și el un pic implicat în decizie. Și atunci se întâmplă, știi? Vorbește cu cineva despre asta, pentru că eu mi-am organizat singură nunta. Oh. Deci, în afară de faptul că am avut un buget pe care l-am depășit lejer, m-am apucat eu să-mi fac, mă. Și ce? De toate. Ah, wow. De la mărturii, la, ce să zic, la invitații, nu găseam, deci God, Pinterest mi-a trimis niște invitații, cu niște cutii speciale, cu niște broșe, niște funde perfecte, ce să zic, o hârtie de un fel. Wow. M-am uitat pe net, nu cred că găsesc. Băi, dar nu se poate. N-am avut asta, băi, să găsesc un om care știe. Ce rost are să pierd un an din viața mea să caut, deci am comandat hârtie într-o țară, incu de nu știu unde, m-am dus, am cumpărat broșe, fundele perfecte. Și cum a schimbat mărturile alea, nu, tata? Prea puțin bănuiesc, nu? Iartă-mă că pun întrebă. Trebuia să fi făcut ceea ce este cel mai la îndemână. Pui mâna pe telefon și uite, vorbești cu cineva despre asta, un om specialist. Care asta e jobul lui. Da, ascultându-te, îmi dau seama că tu a trebuit să treci prin corvoada asta ca tu să știi acum că dacă e să mă uit și munca mea de HR sau consilier de carieră, la bază are faptul că eu tot spun am învățat HR cu blood, sweat and tears și treaba mea acum este să mă asigur că următoarele generații de HR învață meseria asta într-un proces cât mai natural și mai smooth posibil. Deci cumva are sens că te-ai chinuit și n-ai găsit sau ce căutai tu, florile ciclam. Deci nu, ca să poți să nu trebuie să nu trebuie persoane. Să faci lucrurile așa. Și dacă noi avem conceptul ăsta, noi românii îți facem de toate. Deci domnul care spune o țambră la gardă, Andra, cu siguranță schimbă și becul și îți face și un tort de ziua ta. Dacă îl rogi, posibil. Nu este așa. Nu este așa. Să lăsăm fiecare să... Hai să ne facem fiecare treaba noastră cât mai bine. Hai să investim fiecare în jobul nostru. Bani, timp, noi. Dezvoltare, ca să oferim ceva profi. Și atunci fiecare... Își are loc. Își are loc pe piață. Să mergi să vorbești cu un wedding planner nu te costă decât o jumătate de oră din viața ta și omul o să-ți spună exact din conceptul tău ce-i cât costă... Totul este posibil. Totul este posibil în funcție de bugete și nu numai în funcție de asta. S-ar putea ca tu să ai o idee și ideea aia să fie numai, să fie ceva ce, nu că nu există, ce poate fi îmbunătățit. Știi? Și pornind de la o discuție o să-ți dai seama că mai mult economisești așa, timp, bani, resurse, vorbind cu cineva să se ocupe de măcar o parte, din ca să nu mai zic că în ziua evenimentului tu, ca mireasă, tu, ca ginere, nu poți să stai
trebuie să intre muzica, sarmalele n-au venit. Nu este cineva care are un program în față și numără fiecare secundă. El știe. Stai, că nu, fix despre asta vreau să vorbim și nu vreau să ne grăbim. Deci hai, fix despre jobul de wedding planner. Pe mine mă ia așa, Valu, da, tu mă vezi. Da, și e foarte ok. Da. Așa se întâmplă cu oamenii care muncesc conform identităților. Intră, ia subiectul pe toate. Dar eu pe ăsta vreau să-l despicăm așa, ca pe firul 4. De ce? Chiar sunt am un program în care am oferit alături de o bună prietenă 1000 de burse pentru femei care vor să învețe antreprenoriat. Da. Și avem mai multe gagici acolo care se îndreaptă spre o meserie de genul ăsta. Da. Vor să-și deschidă o mini-agenție de wedding planning, event planning, combinații. E mișto, ni se potrivește. Da, și mi se pare foarte interesant că a început să fie foarte mult apetit în piață pentru chestia asta. Și m-am gândit că ar fi un subiect care ar ajuta, adică o conversație de asta le ajută pe femeile care, sau și domnii, că nu-i oprește nimeni să facă wedding planning. Nu, și ei o fac bine, exact, foarte bine. Care sunt oamenii, care sunt astăzi acolo unde erai tu acum 4-5 ani înainte să faci saltul, da? Și hai să vedem, meseria asta de wedding planner începe în momentul în care mireasa sau mirele sau cine le-o face cadou acest serviciu, au ajuns la tine să spună că se întâmplă. Da. Încă nu știu poate cum. Unii probabil au o listă extrem de corectă. Da. Foarte concisă vremaia aia și cu aia. Și de aici începe rolul tău. Da. Bun, zi-mi până la nuntă, care sunt lucrurile de care un wedding planner se poate ocupa? Și ce skill-uri ne trebuie în procesul ăsta? Eu aici vreau să vedem un pic cum arată job-ul, dar și cine trebuie să fim ca să putem să-l facem. În primul rând trebuie să dăm la o parte orice, pentru că fiecare om este un personaj în viața lui. Nunțile sunt mai mult administrate de femei, care femeile noi suntem niște ființe emoționale. Noi ne, așa cum am spus, se întâmplă foarte rar ca o femeie să zică, băi, eu m-am născut să nu mă mărit sau nu, noi cam ne-am... Cu cine am vorbit eu cel puțin, s-a născut pentru o rochie, pentru o zi, unele vor bal, unele vor în aer liber. Deci îți golești mintea, nu mai ești tu, nu te interesează, Decât să asculți ce își dorește femeia aia. Să-și spună conceptul ei, pentru că ea deja l-are. Ea când se așează la tine la masă, ea deja știe ce vrea. Ok. Se întâmplă foarte rar și atunci, de cele mai multe ori, avem tendința să numim miresele care sunt dificile Braidzila, că era și o emisiune pe tema Nu e neapărat așa, cum spunea o prietenă de-a mea, Rodi, nu sunt informate. Hai să le informăm. Hai să mai luăm o gură de apă și să le lași pe ale tale, că trebuie să duci la școală să iei copilul, că nu știu ce, golești tot, asta faci când te așezi la masă cu ea cu și cu el. Da. Și trăiești cu ea împreună ce vrea ea. Okay. Pentru că e povestea ei, nu e a ta. Nu ești tu să-i spui nu purta bocanci, pentru că ție îți plac pantofii cu toc. Înțelegi? Okay. Nu ești tu, este ea. Și atunci tot creonăm pe hârtie. Întâi, povestea lor. Cum o văd, în ce locație, ce fel de muzică și așa mai departe. Totul îți spune ea. Ea îți spune ce rochi o să poarte și așa mai departe. Ele nu vin niciodată nepregătite. Oh my God, sunt cea mai groaznică mireasă din Știu, lume. Stai că ajunge și la tine, da? Stai că te mă amânesc că o știi pe mine imediat. Bun. Ok, deci clar nu mi-am făcut temele ca mireasă. Întâi, dacă... Am timp de tine. Ideea este că întâi îi asculți pe ei, trebuie să-i asculți pe ei, e despre ei, nu e despre tine, despre prejudecățile tale, că vor în decembrie la cort, nu e treaba ta unde vor ei. Ei, you tu just ți-așezi, have to make it happen. Tu ți-așezi, una, patru, două... 7 coli despre ei, despre cine sunt ei. Se întâmplă să ai chimie cu oamenii și se întâmplă să nu ai chimie și să trebuiască să lucrezi mai mult tu la tine emoțional ca să poți să poți să fii acolo. Exceed expectations again. Aha. Înțelegi? Și standardul. După care începi să, nu să zic să demolezi, că e ușor, e, na, pare un agresiv, termen, așa, da, e ușor să zici demolezi, dar de fapt nu face asta. Ne întoarcem la realitate. Ok. Bun, și realitatea de pe piața noastră este în felul următor. Toate costă.
Hai să vorbim despre buget. Ne-am stricat toate, deci da. Până aici au fost povestea și frumusețea și după aia banii vin, bugetul. Banii pleacă. Okay. Bun, și atunci hai să vorbim despre bani. Mi-ai spus ce vrei, hai să vorbim despre bani. Păi avem un buget alocat atât. Cum îl împărțim? Okay. Aveți o locație, aveți nu știu ce, păi n-am plătit nimic sau au plătit deja ceva, depinde, discuțiile pornesc de cele mai multe ori. Fiecare. Da, da, și de cele mai multe ori ei când vin deja au o locație. Uh-huh. Ceea ce e ușor pentru tine, pentru că vei vorbi cu managerul de eveniment de acolo și împreună veți stabili programul și așa mai departe. Dar după care începem cu florile, ce vrem, cum vrem, artificiale, naturale, cascade, mici, mari. Hai să împărțim bugetul și hai să fim reali, uh-huh. pentru că noi, femeile, nu prea suntem reale când e vorba de bani. Nu, ne plac alea mai scumpe, Andra. Ca alea cele mai frumoase. Dar nu, mă rog, mintea mea nu e neapărat bine, așa, mintea dar înțeleg, ta este, da, dar spun eu, pentru că la mine vin mirese de 20 de ani. Wow. Chiar anul ăsta o să am și nunta unei foste colegi a fiului meu. Fiul meu așa. S-a căsătorit anul trecut, i-am organizat nunta. Și anul ăsta am o colegă de-a lui de clasă. Nu vrei să știi cât sunt de entuziasmată. Păi ce frumos. Deci abia aștept. S-au mărit. Și... diferă foarte mult în ce moment al vieții ești și ce vrei. A, și... Da, clar, dacă mă gândesc cum mi-aș fi dorit nunta la 20 de ani versus acum. Hai, Andra, dacă ne-am fi măritat la 20 de ani și... Chiar m-am măritat la 20 de ani, am dat și divorț la 25, dar da, ai foarte mare dreptate, ești nu, de acord. Nu, suntem diferiți în momente diferite, știi? Viață, și atunci... Da. Și bugetul este diferit. Corect. Și educația este diferită, mm-hmm. da? Când ai 40 de ani și te căsătorești... pentru a treia oară, nu-l mai iei pe Gigel. Cine trebuie, da? Și atunci vorbim despre alte pretenții pe care le ai. Am înțeles. Și le așezăm pe hârtie, real. Ok. Real, deci, cât prima ne dată... costă? Cât ne costă visul tău? Pe bune și hai să vedem cât ne permitem din visul Haide, tău până da. La urmă. Și atunci, dacă nu ne permitem acolo, de cele mai multe ori nu ne permitem să ajungem acolo. E ok, dar găsim... Să înlocuim, absolut, deci găsim soluții. Uh-huh. Nu asta este problema. Problema este să accepți și să îmi dai voie să-ți spun tot, toate informațiile. Uh-huh. Atunci când mergi acasă și aveți voi discuția, să ai tot ce trebuie. Să poți să iei decizii. Da, absolut. Da, tu vorbești despre cum se organizează nunta, eu, hasherista din mine, aude care sunt competențele necesare și am auzit până acum așa, odată, ascultare activă, să proactivă fim în stare și tu să, și să înțeleg clar ce se întâmplă cu omul din fața mea, conștientizarea propriilor bias-uri în momentul în care stai cu omul și să poți să te conectezi cu omul dincolo de bias-urile tale. Mai aud un pic de financial planning skills. Trebuie. Că trebuie să-l aduc pe omul ăsta din, De la a doua discuție încolo vorbim mai tough despre bani. De unde tăiem, unde punem și așa mai departe. Deci un pic de prioritizare, deci capacitate absolut. De prioritizare. Și bănuiesc că într-un final intrăm și în zona de project management, nu? Da. Că, uite, da, adică, pentru că știi... începi să... deja în timp ce vorbim, eu deja știu pe cine sunt, pentru ce sunt, de ce am nevoie, puțin. Cât costă. Mai intervine deci aici un tic-tac. Un rol. Un rolul de... Stai să mă gândesc, ce ar fi ăsta? Deci ai o bază de date de oameni la care e networking-ul. Da, este networking. Deci ăla de nu tace niciodată. Când te-ai trezit de dimineață, tu știi pe cine să suni, pentru ce să suni și cât să... Deci ia uite deja... Este un întreg univers în spatele... Câte skill-uri sunt necesare în jobul ăsta? Și de ce zic asta? Jobul în sine, romanticizat de filme, pare că ar fi o chestie așa... Meh. Ce faci? Organizezi tu o nuntă. Da. Înainte se ocupa bunica Lica da. De asta. Da, ești da, tu, da, da, da. Și dacă e să ne uităm profund la tot ce înseamnă meseria asta, nici nu vreau să-mi închipui cantitatea de stres care vine la pachet cu toate astea. Vine și nu ai una odată, Andra. Exact. Aha, stai deci că la asta nu m-am mai gândit. Deci nunțile astea, ele nu vin pe rând. Tu le ai într-o agendă și la începutul agendei eu mi le scriu. Pe 20 mai am două. Înțelegi? Vine Rodi de la Cluj cu toată infrastructura ei să mă ajute cu asta de aici. Eu mă duc la Vâlcea să o fac pe aia cu 3 zile înainte, că trebuie să legăm caprele și așa mai departe. Deci sunt, pe exemplu, am 2 evenimente din lumi diferite. Wow. Una elegantă la un conac cu flore albe, cu așa, și am una
La Țărănoia. Am una pe un deal. Băi, ce minunat. Înțelegi? Și eu trebuie să le gândesc, să le pun la punct. Și să faci atunci switch când mental. Joi m-am suit în mașină să mă duc spre Andra, probabil cu o remorcă de scule după mine, Rodi când vine de la Cluj pentru nunta de aici, Rodi să le aibă pregătite pe toate. Ioi. Separate florile de buchete, de lumânări, de... Deja a fost sunată Stela ca să știe cine vine, cum vine, unde așezăm arcada, unde punem aia, unde punem aia. În spate este un sat. Deci până acum era it takes a village to raise a child, îți trebuie un sat să crești un copil. Acum îți trebuie un sat să măriți un cuplu. Să măriți, să-i măriți și să-i vezi fericiți. Deci pentru mine... Voiam să ajung și unde e împlinirea? Chiar voiam să ajung. Deci unde? Andra, mie trebuie să-mi sune telefonul, deci după nuntă, deci a doua zi, duminica, deci anul trecut am avut o sumă de nunți. Așa. Pentru mine începea ziua cu, m-am uitat în telefon câte am avut, am avut 4 nunți, mi-a scris, e mulțumit, ok, a doua, a treia. Deci mi s-a întâmplat odată, Andra, ca mireasa mea, să își fi lăsat telefonul, Andreea, în geanta mamei, și sâmbătă. Nu m-a sunat. Nu m-a sunat duminică. Oh, Andra. Nu-i mulțumită. Când m-a sunat. Cardinul. M-a sunat, i s-a descărcat telefonul, fetii, au fost oameni din provincie, s-a dansat, s-a nu știu ce, ciorba de potraj, femeia și-a trăit nunta. Asta după Gianina. Da, Gianina n-a respirat. Aoleu. Și s-a întâmplat ca luni, deci luni conduceam, țin minte, eram pe la Marriott și văd Andreea, măi fată, în semafor. Iartă-mă, sunt foarte bine, totul a ieșit minunat. Și am zis, da, I'm good. Gata. Da. Wow. Deci nu, pentru asta trăiești, pentru emoțiile astea pe care le creezi. Vai, ce și oricât ar părea de toxic și cum să stai să te frece la cap unul și altul, nu e despre asta. Da, cred că poți. Nu o lua așa. Bănuiesc că știi tu să-ți impui și limitele necesare. Trebuie. Clienții tăi trebuie să știe că au anumită... Absolut. Bănuiesc că aici gestionez singură limitele. Am o limită, dar la fel de bine am și oameni, tu trebuie să te adaptezi la ei, repet, de la nuntă, la bocanci, până la picioare, oricine poate să se căsătorească cum vrea el. Are dreptul ăsta. Absolut. Mm-hmm. Și atunci, dacă o tipă e mai emotivă și ea trebuie să te sune pe tine, nu poate să o sune pe maică să o îngrijoreze, ea din tine și-a făcut o amică. Eu încă am relații acolo, cu miresele mele. Deci am plâns cu Roxana la telefon pentru că la Pitești, unde și-a făcut rochia, nu i-a făcut cum trebuie corsajul. Păi am plâns amândouă. Oi, Doamne, Andra, Dumnezeu. Tu știi ce greu este să treci prin asta și să nu cui să-i spui, să o sun pe maică, dar nu poți. Nici pe cea mai bună prietenă. O sun pe wedding planner. Alo, nu mai pot. Știi? Wow, adică interesant. Tu trăiești momentele astea cu ei. Wow. Este o mare da, împlinire. Cumva pot să rezonez că e cumva, știi, starea mea ca și consilier de carieră. Că da. Se duce omul la interviu, mă sună înainte să intre. Am emoții, ok, da. Hai să respirăm, hai să ne așezăm, da. Intră în corp, vezi da. Ce spui. Iese de la interviu, da. Iarăși vreau asta să știu. Asta e munca cu oamenii, da. Despre emoții, despre ce le dai, ce la tine trebuie să găsească ce au nevoie în momentul în care te-am corect. Sunat. Corect. Despre asta e vorba. Și profesional, tu trebuie să ai un network de oameni care să te ajută care să... ce ai de făcut. Da, și chiar dacă plâng cu tine despre rochia ta, eu când am sunat pe la firma Rodica... X pentru că, da, pentru că am nevoie de un covor așa, 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 la ora cu tare să fie livrat și ăla n-a venit, păi tu-l mănânci. Okay. L-ai mâncat, adică trebuie să știi să... Trebuie să faci un pic de pushback. Trebuie să știi și care sunt limitele. Adică putem să râdem, dar profesional... Eu am o treabă de făcut, omule. Trebuie să fie exceed expectations. Și dacă nu este odată cu tine ca furnizor, păi îmi găsesc pe altcineva, clar, e ok. Nu mai, păi n-are rost. Okay. Eu n-am cum să dau fail. N-am cum. Adică, la un așa eveniment nu, și este miza un este mult prea mare. Cât ar fi de mică nunta aia? Este o nuntă a oamenilor. Oamenii aia au plătit cu banii munciți de ei. Clar, și e vorba și despre emoțiile lor și despre părinților care la fel vin și încărcați. Și, rămân, adică da. E foarte complex la nivel uman tot evenimentul ca să îmi permit eu să vină ăla după ce s-a terminat evenimentul cu covorul. Am înțeles. Păi da, hai să vedem și ce se întâmplă. Deci am vorbit de
momentul în care vin la tine, apoi momentul de organizare de la mine. Organizarea efectivă până în nuntă și mobilizarea unui întreg sat care să te ajute să duci nunta la bun sfârșit. Și hai să vedem, vine ziua cea mare. Ce mai faci atunci în wedding? Până la ziua cea mare. Ah, ok, stai cum mai e. Până la ziua cea mare. E clar că eu n-aplic pentru postul ăsta. Nu, draga mea. Până la ziua cea mare este munca ta propriu-zisă. De ce au nevoie? Are nevoie de rochie, de pantofi, de make-up, de hairstylist sau le are? Dacă le are, e ok. Dacă nu, o sun pe Cristina de la make-up, dacă nu, o sun pe Alina de la hairstyling, oamenii cu care tu lucrezi și care știi că vor livra exceed expectations. Așa, după standardul tău, că așa, toată treaba trebuie să fie făcută pe același nivel. Ne-am săturat să ne împiedicăm în noroi. Andra, gata, frate, nu trebuie să mai fim mediocri și să cerem de la copiii noștri să fie tot mediocri. Ok, gata. Atâtea resurse avem în jurul nostru, putem să ne permitem să facem lucrurile bine. Decât vorba despre tine, știi? Deci, să-ți respecti meseria suficient de mult. Și oamenii, Andra. Da, vezi, înțeleg și respectul ăsta față de oameni și știu că îl avem mulți dintre noi, dar mie mi se pare că trebuie să ne respectăm inclusiv meseria noastră. Adică eu am fost în organizații în care nu mai aveam respect pentru oamenii de acolo, pentru că au alterat relația noastră în așa fel încât nu mai puteam să-i mai respect. Nu mai aveam cum să... Băi, dar mi-am respectat meseria. Și deși nu respectam oamenii ăia... Dar te-ai desprins. Dar ideea în sine e că, deși nu-i mai respectam pe ei, asta nu m-a făcut să-mi bag picioarele înainte să plec și să-mi bag joc de muncă. Eu mi-am respectat meseria și am livrat până la capăt, chiar dacă nu... De asta zic, respecti oamenii și uneori e posibil să nu-ți placă oamenii. Nu ne plac, frate, toți oamenii. Da, și nimeni nu e obligat să ne placă pe noi. Dar ce mi se pare mie că duce mai departe, te duce mai departe decât să respecti oamenii cu care lucrezi, e să-ți respecti meseria. Da. Și să faci... Bă, ca și cum... Everybody's watching, chiar și când nu e nimeni de față cu tine. Cred că tot trebuie să faci ca și cum ai face pentru tine. Da, cam așa. Fă-o ca pentru tine. Eu aș vrea să fiu tratat așa, aș vrea să mi se vorbească așa, aș vrea să mi se dea jumătate de informație, aș vrea să mi se ia pe un aranjament floral care costă real, real, care costă real 200 de lei, să mi se ia 400 de lei pentru că sunt mai blondă? Nu vreau. Asta și atunci nu poți să dai mai departe asta și e etica, e cumva e ce ai învățat acasă la ai tăi și este ceea ce te-ai educat și pe parcursul ăsta. Prin toată experiența pe care ai avut-o. Și n-ai cum, deci nu ai cum și nu cred că mai trăim în acum în societatea aia în care unii sunt proști. Lasă că-s proști. Nu e cazul. Nu, deci nu mai trăim. E așa de, e așa de mică lumea acum. Da. Extraordinar și e mișto că e mic așa. Da. Și mie mi se pare interesant. Și ne regăsim tot felul, o știi pe și când auzi lucrurile astea pozitive, păi am fost la ea, păi eu știu, păi nu știu despre asta e vorba, știi? Lucrurile. Și se adună lucrurile. Hai să mergem în ziua anunții. Hai. Ce vrei tu mai... ziua anunții? Da, ce mai face un wedding planner în ziua? În ziua anunții, după ce a alergat probabil un an, după tot ce are nevoie, după tot ce are nevoie. Nu vă mai măritați. Măritați-vă, măritați-vă că e despre... Că se ocupă Gianina și cu ceilalți wedding planner din piață. Ideea este că până ajungem să ne mărităm, eu o fac stop cardiac, o iau de la capăt, împart bugetul, iar vorbim de multe ori. Vorbim, adică trebuie să, cumva trebuie să... Ținem aproape. Da, trebuie să ținem aproape și să fie cum vreți voi, e despre voi. Să asta, despre asta e vorba, să fie despre cum vreți voi. După ce s-a stabilit localul, rochițe, tot domnișoare, flori, band, fotograf, orele, dacă facem cununie civilă, religioasă, unde, cum e vremea, de ce avem nevoie, câte scaune cărăm, de ce și ce... Deci este... un univers frumos în spate, dar în partea asta de business cu furnizorii nu este neapărat, nu e, este o amiciție, dar e o amiciție bazată pe bani și pe profesionalism. Și nu sunt banii tăi. Da, eu nu mi-administrez banii mei, eu mi-administrez banii oamenilor și trebuie să țin de ei cum aș ține ca și cum ar fi ai mei, absolut, știi? Dar în ziua anunții, când gata, s-a terminat tot stresul și așa e, Gianina n-a dormit, nu mai contează, las-o că doarme mai târziu, că mai aud chestia asta, băi, ai slăbit.
Băi, dar ai slăbit mult. Băi, dar cât ai slăbit? 10 kg ești bolnavă? Nu sunt mă bolnavă, dar... Alerg, am treabă, că... sunt dar în priză. Deci nu e un stres toxic. Viața mea este mișto, da, știi? Înțeleg că ești pasionată de ce faci. Intri în flow și nu mai simți presiunea. Da, nu mai simți. Și în ziua aia ai o listă. O listă pe care tu ai trecut fiecare om la ce masă stă, ce fel de meniu are, că avem vegetarieni, avem oameni care mănâncă melci și așa mai departe. Avem tot felul de cerințe, tot felul, copii, dacă au masa lor, nu au, nu știu ce, au animator, nu au. Deci tu ai deja tot programul, tu l-ai făcut. Tu ai construit tot, oricum le știi. Le știi pe de rost, chiar dacă nu le ți le scrii pe foaie. Tu stai așa, în pat și le știi fiecare, dar le știi numele la invitați. Wow. Deci tu, deci n-ai cum. Deci n-ai cum să nu știi unde ești. Da, le știi deci, deja. Wow, și, câtă memorie. Da. Așa. Te așezi cu lista ta și ori există o domnișoară hostesă care invită oamenii și așează așa, ori te ocupi tu de treaba asta. A, deci, stai puțin. Event plannerul este și la nuntă, este în acolo, ziua nunții și dar coordonează este, evenimentul. Draga mea, el s-a trezit la, odată înaintea cu tine. Mireze. El s-a trezit la ora 5, când te-ai trezit tu pentru make-up, să te duci la make-up. El s-a trezit. Miresele se machiază la 5 dimineața? Se machiază la 5 dimineața. Okay. Se machiază. Nu e genul tău, dar unele se machiază la 5 dimineața. E obositor. Păi este, draga mea, dacă la 12 este ceremonia, când n-a găsit alt loc și ne-am chinuit și am încercat... cu preotul, dar mai are și el încă nu știu ce nunți și așa. Hai să o facem. Am amețit. Deci we vreau, can do this. Vreau să știți că am amețit. Da. Și lucrez cu meserii de foarte mulți ani. Am luat interviuri de la sculeri matrițeri, la medici, la bucătari pe resorturi, prin resorturi. Și... da, Doamne, asta câtă este. Treabă are un wedding planner. Dar asta este. Dar trebuie să-i placă, trebuie să regăsească în asta. Și atunci tu te-ai trezit când s-a trezit mireasa. Wow. Ori o duci la make-up, ori o iei de la make-up, ori își face ea treaba ei cu domnișoarele sau tu deja știi ce face ea, cu cine e în mașină. Deci sunteți în contact. Sunteți în contact tot timpul. Așa, wow. Nimic nu trebuie să... Dacă e trafic, ai ieșit dezbrăcată pe calea Victoriei și ai deblocat tot. Deci mireasa ta trebuie să ajungă la timp, Andra, tu înțelegi? Nu mai contează că te vede tot Bucureștiul goală. Nu mai contează. Nu mai risca. Fata aia se mărită la ora 12. Așa. Băiatul ei o așteaptă la altar. Oh, ce frumoasă e asta, nu cred. Deci ea ajunge acolo. Așa. Și, deci cel mai ușor este când ei ajung la restaurant. Tu ai terminat tot. Tu ai terminat. La restaurant, te îmbraci frumos cum trebuie, îți iei un cocktail... foarte ușor alcoolizat, pentru că ai treabă până dimineață. Ok, că se termină. Mă gândeam că acum e momentul în care ne relaxăm. Nu, atunci tu trebuie, împreună cu managerul de eveniment de acolo, trebuie să vă puneți la punct programul, gen la ce oră se servește aperitivul, felul 2, la ce oră, câte reprize avem de muzică, cât durează, când intră hora. Când intră muzica nu știu de care, avem magician, avem nu știu ce, tu urmărești toate astea la minut, Andra. Nu ai cum să depășești, n-ai cum să-ți vină un nene bea să-ți ia microfonul și nu, e treaba ta, te-ai aruncat pe el. Deci te-ai aruncat pe el pentru că minutul ăla era minutul în care se cânta la mulți ani pentru tort. Înțelegi? Okay. Bun, sunt artificii, nu sunt, la ce oră, plouă, nu plouă, ce facem, le dăm mai devreme. Deci este o întreagă... Deci trebuie să-ți și placă să fii în control ca să poți să faci asta. Adică cred că e unul dintre joburile în care being a control freak te ajută, nu te încurcă. Da, da, da. Este nu neapărat să fii control freak. Am fost control freak. Da, trebuie să fii prezent. Trebuie să fii foarte prezent. Super prezent. Dar cumva n-ai... mega atenție la detalii. Absolut. Adică eu traduc cu mintea mea de HR tot ceea ce tu îmi povestești. Aud, atenție la detalii, capacitate de negociere, tot project flow. Management, time management, prioritizare. Deci sunt o grămadă de lucruri acolo care... pe care ți le dezvolți, să le faci. Da, ți le dezvolți și mai mult. Timp bănuiesc, nu? Cumva noi, genetic, avem un bagaj, da? Fiecare suntem născuți într-un fel. Și de-a lungul vieții ne adăugăm lucruri până devii cine ce vrea să devină, înțelegi? Și cumva pe structura asta a mea se potrivește mai mult asta decât să nu știu, stai stau la un birou în fața unui, să... da. Mi se pare...
Mai ales că ai și încercat-o, nu e ca și da, cum ai făcut atâția ani. Da. Da, deci asta este ceea ce vreau să fac, asta este... Da, știi ce mi se pare interesant la parcursul tău profesional? Că e tamam pe invers, adică în general avem tendința ca în prima parte a vieții sau în tinerețe să testăm joburile alea care ne pun în mișcare, ne agită, ne nu știu ce, și apoi să ne retragem spre un loc călduț, liniștit, relaxat. Tu ai făcut tamam invers. În prima parte a vieții ai stat țintită la birou și acum ia cât de la un eveniment la altul mai slăbești 10 kg de cât alergi. Deci, și câtă treabă ai. Dacă îi spun cuiva că sunt la originea mea traducător de limba olandeză, o să-mi zic, oh, de acolo și cu florile. Ah, da, cumva deci, ar fi legătura, da, Olanda, flori și ea, da, și înțelege rațională, dar nu e. Dar n-am fost genul care, eu nu sunt o tipă romantică, care să mă cucerești cu flori dar sau iată, care să... Ai găsit componenta mamă, de romantism. Mamă, dar iubesc, adică iubesc să fac pentru alții romantism. A, ce mamă, cereri în căsătorie și deci le visez, le ador, le-aș... Stai, asta ce? Facem adică, și de-astea, orice e nevoie pe romantism de ăsta. Nu înțeleg, stai puțin, adică vine un bărbat, domn la tine și l-ajut să o ceară de nevastă pe iubita lui? Da. De la racing cu motociclete, cu girofaruri, până la plajă, cu petale, cu lumânări, cu... Să am o discuție filmăm cu viitorul meu. glumesc, nu că am avut o cerere minunată, n-am cum să comentez. Da. Dar mi se pare foarte fain că domnii își găsesc resursele. Știi că ce am învățat noi și din filme despre domnii, că ei nici măcar nu cer indicații dacă se rătăcesc, că ei nu vor să recunoască că nu știu. Dar băieții iată că... noștri acum sunt altfel. Dar uite ce frumos, adică bă, vreau să fie memorabil pentru noi, nu cred că pot să o fac singur, ajută-mă, mi se pare foarte... Felicitări domnilor care își asumă astfel de parteneriate pentru a adică avea o căsătorie memorabilă. Nu ești slab dacă faci treaba asta. Uite, de exemplu, mă gândeam eu când am avut prima oară discuția cu tine despre interviu, mă gândeam eu dacă noi am avut acasă chestia asta cu florile. Tatăl meu nu era niciodată slab. Tata ne aducea flori, mie, soră-mi și maică-mi, o dată pe an, de 1 martie. Câte o garoafă roșie, era the one and only și atunci era singura dată când mi se părea că tata-i om. Wow! Era deci, un semn de da, era de, și, de el, iubire, și el, da, și el cred că se simțea slab. Pentru dragă. Că n-ai cum așa în societate. Așa era, în lumea așa era atunci, pe vremea mea, Andra, așa erau bărbații. În schimb, fiul meu este altă poveste. Dăruiește cu drag soției lui flori. Vorbim despre și nu alte este generații, da, și nu este rușine să fie slab, nici să care sacoșile, nici să, deci nu e rușine de nimic ce ține de ea. Știi, și așa vreau să fim, adică despre ce vorbim, nu mai avem războaie din alea de vikingi și nu mai suntem și na, băieții se epilează, lasă-i în pace, e ok, poate s-o ceară de soție cum vrea el. Dar ce mișto că e și ăsta un serviciu pe care un wedding plan nu m-aș absolut. Fi gândit că și absolut, inclusiv da, asta poate da, sunt destui care vor, știi, și îmi zic, băi, am un buget de micuț, să zic, băi, ok, hai că o facem într-un restaurant, dar trebuie să găsesc o locație unde să fie ceva. Totul al vostru, numai, ce zici, facem așa, cu o masă luminată, numai a voastră, eventual găsesc un, să, deci numai voi, să fie despre voi. Bun, și ce mai faci? Mai punem niște lumânărele și ce o să mâncăm? Și o să mâncăți astea? Păi n-avem bani pentru asta. Lasă că găsim noi. Da, eu numai cer-o cum trebuie, știi? Nu cred. Hai, let's do this, da. Păi n-am bani de din ăla așa, hai că găsim, uite, dăm telefoane, facem. Ok, deci sunt da, totul este posibil, totul este și n-ai cum să nu fii parte din poveștile astea frumoase. Ce mișto. Dar avem nevoie de astea, Andra, spune tu, nu sunt destule. Total de acord, avem nevoie să mai echilibrăm un pic din partea aia mai întunecată pe care o primim. Bine, eu sunt foarte viață. Entuziasmată când vorbesc despre asta, despre emoții și așa, mai întreabă-mă tu. Eu cred că e foarte important ca oricare dintre noi să poată vorbi cu atâta entuziasm despre meseria lui și asta mi se pare cel mai frumos, că toți invitații pe care îi avem la podcast se simte, deci emană dragoste pentru munca lor și e ceea ce îmi doresc cel mai profund, să nu mai desconsiderăm atâta munca sau să o facem să fie o corvoadă, un chin. Chiar putem să trăim frumos prin, manifestându-ne prin munca noastră și s-a simțit de la o poștă în cazul tău. Dar trebuie să muncești, adică cumva atunci când îți alegi, eu am zis, bă, eu fac o florărie. Eu o să vând flori. Ce?
Nu, vezi Florgianina, trebuie să înveți contabilitate, trebuie să înveți marketing. Sunt atât de multe în spate. Da. Te înhami sau nu te înhami? Da. Te înhami, că n-ai cum dacă ai pornit. Dacă sunt oameni pentru care e antreprenoriatul o dorință. Sute de găleți de apă pe care le care Gianina, adică curăță flori în mizerie, le ia, adică e foarte multă muncă fizică în spate, nu e vorba de îmbrăcată drăguț și te fuții până oraș și vorbești cu lumea la telefon. Nu, muncești și e ok să muncești, oameni buni, e ok să muncești. Mai ales dacă în spate e ceva care chiar te animă în felul în care tot trebuie. Ce povestești. Și vreau să zic că, așa cum am mai spus, sunt într-un network de oameni, de femei în special. Mă rog, pare și o industrie mai dedicată doamnelor. Da, și s-a și, cumva s-a marșat foarte mult pe schimbarea imaginii femeii în ultimul timp și am căpătat o putere noi. Noi o aveam cumva, dar acum ne-am construit-o cumva diferit și pentru mine lumea asta este despre femei. Noi facem și desfacem universul ăsta și fiecare își creează universul. Tu ți l-ai creat pe al tău, tu știi. Da. De la iarbă la stale tale, tu le-ai creat din viziunea ta, din tine, sunt parte din tine, copii așa. Și așa mai departe și faci asta și cu meseria ta. Yep. Și fiecare femeie face lucrul ăsta, poate nu simte, păi că sunt, mă duc la serviciu, nu știu, sunt vânzătoare, am un job așa mai să zic mai modest, care nu face neapărat diferența în societate. Bun, dar tu ai tu universul tău și al tău și tu ți l-ai ales și fii mândră de el, e cred ok. Cred că e nevoie de conștientizare, chiar cred că ieri eram la un restaurant undeva prin Pipera, era aproape de închidere când am ajuns eu și mai aveam nevoie să mai stau vreo oră pe acolo până legăm cu altă întâlnire. Și m-am dus să-mi iau o cafea de la bar. Măi, deci era doamna aia. Deci îmi venea să o iau acasă. Cât de minunată a putut să fie. Da, la ora aia. Mai erau vreo câteva persoane înaintea mea și o urmăream, știi, cum interacționa cu ele. Da. Doamne, nici nu știu dacă mai voiam ceva, doar să o urmăresc. Era drag, deci ce era barista. Da. Da? Și era o doamnă 50 plus, ca să ne înțelegem. Bă, dar se vedea că e drag de a fi prezentă în fața oamenilor. Da. Întâmplarea face că ea mai făcea și cafele pe lângă asta, dar de fapt pentru ea era despre a se conecta cu omul de la tâșghea. Se vedea după cum le vorbește, după cum inițiază conversația. Da, să mai dau și un zahăr, dar vrei și o linguriță. Ei, poți să găsești sens în munca ta dacă este ceva ce vrei să cauți activ. Dacă nu, e altă poveste. Dar... ca să ne apropiem așa de încheiere, dar mie îmi place și munca cu sens și discuția cu sens, să aibă totul sens, nu pot să fac lucruri fără sens, nu mă lasă mintea. Hai să vedem așa pe final, se termină nunta, am înțeles că ziua de duminică, vă rog, sunați-vă wedding plannerii duminică, înainte sunați soacra, mă, sunați wedding plannerii, că, a fost okay. Că stau cu aspa cardinul în geag întotdeauna. Da, deci, tu trăiești cu ei acolo emoțiile alea, și vrei să vezi. Chipui că e foarte intens. Da. Hai să vedem pentru acele persoane, tot bine să zic acele doamne, dar poate sunt și domni interesați de meserie, cât de multă căutare este pentru rolul ăsta. Adică sunt mulți care să zică, vai, dar să las eu jobul în corporație care nu mi se potrivește, dar aici măcar de bine de rău iau un salariu. Dacă acolo nu o să vină niciun client la mine, cum funcționează partea asta? Păi trebuie să faci în felul următor. Așa, ia să vedem, cum ai făcut tu? Google? Cum a mers la tine? Nu, Google. Cum am făcut, că eu am luat-o din aproape în aproape, am luat-o din flori. Google, scrii wedding planner, dai click și te duci și vorbești cu trei wedding planneri. Așa. Primii trei, ultimii trei, ăia de la mijloc, cum vrei tu. O cheamă Cristina, o cheamă, cum o cheamă, Gianina, te duci și vorbești cu ea. Și o întrebi exact, real, ce înseamnă asta? Tu ai ce mânca după ce termini o nuntă? Așa. Sau n-ai? Ca tu să știu, iei oameni care, pe care să înveți. Le dai un salariu? Cam cât le dai? Ce trebuie să fac? Ce presupune? Vorbește real cu oamenii, despre asta deci e vorba. Deci poți chiar să-ți cauți activ job sunând wedding planner? Absolut, și poți să o iei treptat, dacă ești genul prima care trebuie. Prima un fel de ucenic. Sistemul vechi. Du-te în weekenduri. Du-te în weekenduri când sunt evenimentele, la început, ca să vezi despre ce este vorba. După care ia-o treptat, fii acolo, side by side, când se organizează. Și n-ai ce să pierzi. Ce să pierzi? Timp? Păi avem timp suficient pentru noi. Dacă nu avem pentru noi, atunci pentru cine să avem? Hello. Corect. Da, noi suntem cea mai de preț investiție, fiecare dintre noi pentru noi.
Deci, dacă cumva mă pasionează acest gând, ce am de făcut este să mă apuc, să vorbești caut cu wedding planner. Vorbește cu unul, vorbește cu doi, vorbește cu trei, pentru că fiecare dintre noi avem dreptul să ne vedem cumva... Jobul în felul nostru, din perspectiva noastră. S-ar putea pe tine să te ia capul dacă vorbești cu mine, că mie îmi place foarte mult ce fac și s-ar putea ca despre viitoare să vii cu mine la anunț. Ah, ok. Înțelegi? Mai, un lucru... adică trebuie să fie ceva real. Vezi, dacă ți se potrivește, încearcă. Sper că oamenii or să-și facă curaj să caute informații. Și nu numai asta, știi că nu numai despre wedding planner e vorba, despre orice vrei. Clar, se aplică la orice job și asta am povestit-o de foarte multe ori, dar m-a interesat în mod deosebit ăsta pentru că de-am zis, am văzut un apetit destul de mare în ultima perioadă. Să știi că este, adică lumea... În rândul candidaților pentru jobul ăsta și mă bucur. Se pare că e și de muncă, slavă Domnului, a trecut pandemia, se recuperează toate nunțile din ultimii doi ani. Se recuperează și sunt multe. Mm-hmm. Multe sunt. Multe. Mă, bine, bănuiesc că dacă ești wedding planner, poți să faci botezul, poți să faci și corporate event. Da, facem și evenimente, fac și evenimente corporate și mai e nevoie și de dus ceva undeva la un eveniment și așa, toate astea. Dar, repet, e un networking din ăsta. Ne sunăm cine, ce are... Ramo, ai o arcadă cu baloane verzi? N-am, sună-o pe cutăreasca. Ai, n-ai. Când îți trebuie? Azi! Azi îți trebuie! Păi cum nu-ți fac eu acum? Mă apuc și umflă la balon. Wow. Adică totul este posibil. Totul este posibil. Da, cred că dacă ne rămâne ceva după întâlnirea de astăzi este că totul se poate face dacă ai oamenii corecți în echipa care joacă pentru tine. Da. Mă bucur tare mult că ne-am văzut și că am povestit despre asta și sper să servească drept inspirație fie celor care își caută un job full-time, fie celor care își caută un job part-time. Uite, o chestie pe care poate nu știți despre mine. Acum câțiva ani organizam nunți la corturi. Era unul dintre cele patru joburi pe care le aveam la vremea respectivă, dar vă promit că nu am dat peste probleme atât de complexe cum au fost cele prezentate. Deci, cred că erau acum 8-9 ani nunțile un pic mai simple mai ca simple, acum. Da. E clar că nu m-aș mai întoarce la meseria asta. M-a ajutat în perioada aia, a fost foarte de ajutor că am făcut bani în plus pentru mine și fetița mea, dar acum cred că aș sta deoparte, dar sper că tot ceea ce ați auzit azi vă poate ajuta să luați decizia. Absolut. Și trebuie să dacă vrei să faci o schimbare, trebuie numai de undeva să faci. Trebuie să începi. Super. Mulțumim tare mult, Lady. Mă bucur că am povestit. Mersi și eu. Ne vedem la o emisiune următoare. Nu știu ce meserii mai aducem. Poate, nu știu, începem să ne orientăm pe meseriile astea de vară. Ce ziceți? Povestim și cu un barman, să vedem cum o fi viața de barman. Uite, poate avem idei. Scrieți-mi cu cine ați mai vrea să stăm de vorbă, ce meserii ați vrea să mai aveți expuse, ca să vedeți dacă merită să mergeți în direcția respectivă sau nu. Vă îmbrățișez! Zunivers Podcasts.